Născut într-o familie de lăutari, Iulian Nănucă a preluat talentul de a cânta din familie. În suflet poartă muzica lăutărească, însă talentul l-a dus într-o altă zonă. După ani de muncă și ore de muzică, Iulian a făcut un adevărat spectacol la un concurs de talente. Iată cum a reușit să uimească din spatele unei cortine. La luce che tu dai, I pray we'll find your love. Nel cuore resterà. În august 2021, Iulian și tatăl său au vorbit la Iași TV Live despre tradiția și muzica moștenită din generație în generație. Tatăl său nu a fost de acord cu genul muzical pe care fiul său îl cântă. Cum a început? Cu ceartă. Cu ceartă din partea mea. Eu mai am o fetiță, este căsătorită. Ea cânta muzică populară, se lua după mine, mă auzea pe mine, mai studiam. Era mai tineră, mai... Na. Și la o vârstă de foarte fragedă, 90 ani, ea cânta muzică populară. În schimb, el când avea 3 ani, 4 ani, în fața televizorului, se strâmba, bolborisea acolo, eu nu... cunosc limba engleză. Iulian visează să cânte pe scene mari. Am ales cu totul alt gen și foarte diferit față de ceea ce cântăm noi, țiganii, și anume genul muzical lăutăria, ceea ce nu numai noi ascultăm, ci și românii. Pot să cânt orice gen de muzică, îmi place să ascult orice gen de muzică. Am ales să merg pe partea asta a muzicii pop pentru că mi se pare că pot transmite mult mai multe emoții. Tradiția o să încerc să o duc cum pot eu mai departe, acolo. Unde voi putea, voi introduce și puțin din muzica lăutărească. Visul meu este să ajung să cânt în fața a mai multor oameni, să transmit emoție. De etnie romă, Iulian a vorbit și despre discriminare și speră ca aceasta să dispară. Pot spune că și în ziua de azi încă mai există discriminare. E foarte frustrant, în primul rând. De ce? E frustrant să pui pus așa zid la, de către copii și mai ales... Că, nu știu, te văd... Să ți se spună că da, ești țigan. Da, te văd, cu, deși mândria mea este super mare, pentru că mă mândrez din toată inima că sunt țigan și, ba chiar, nu știu, consider că avem mult mai multe, nu știu, și tradiții și da, mai multe lucruri frumoase. Sunt cu nume mari și ca muzică. Sunt țigan care au fost președinți de țară, prin miniștri. Le mulțumesc pentru că au reușit să facă ceea ce alți țigani poate nu a reușit și nici nu cred că o să reușească, pentru că avem altfel de mentalitate. Chiar dacă noi suntem priviți altfel. Iulian a reușit să creeze confuzii din spatele cortinei. Antrenorii au fost confuzi și nu știau câți oameni se află pe scenă. După o luptă a vedetelor, Iulian a decis să meargă în echipa lui Tudor Chirilă.